Bună! Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi și în această săptămână și să vă citesc o nouă poveste din cartea dirijorului Tiberiu Soare, Pentru ce mergem la operă. Astăzi mi-am mutat reședința afară, în grădina personală, pentru că m-am gândit că ne-ar prinde bine tuturor să ne bucurăm puțin de primăvară, să ne luăm energie bună din copaci înfloriți, din cântecelele păsărilor, din razele soarelui și să mai uităm puțin că trebuie să stăm în casă pentru sănătatea noastră și a celorlalți. Am uitat să vă specific ceva foarte important data trecută și anume că ilustrațiile din Cartea Roșie, dar și din cea albastră, nouă povești muzicale, sunt făcute de talentata Maria Surducan. O să mă revanșez acum, pentru că data trecută nu v-am arătat ilustrația pentru Spărgătorul de Nuci. Iată, aceasta este. Minunată, nu-i așa? Bun. Să vorbim puțin despre povestea pe care vă voi citi astăzi, care este cumva specială pentru mine, pentru că aduce în prim plan o formă de teatru pe care eu pur și simplu o iubesc, și anume comedia de l'arte. Și nu oricum, ci comedia de l'arte în muzica de operă. Așadar, comedia de l'arte întâlnește muzica în opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini. Nu este întâmplător că am ales să vorbesc despre Bărbierul din Sevilla. De fapt, niciunul dintre subiectele pe care le-am prezentat nu a fost ales întâmplător. Îndrăznesc să vă fac o confesiune. Bărbierul din Sevilla este titlul de operă pe care eu l-am dirijat pentru prima dată pe scenă, de fapt, în fosta Operei Naționale din București. Este o operă foarte dragă mie, cu o mare încărcătură personală. Sunt legat de acest bărbier din Sevilla, fiindcă el reprezintă cumva felul în care eu m-am prezentat pentru prima dată în fața publicului operei bucureștene într-un spectacol de operă. Fac această precizare deoarece primul meu spectacol ca dirijor al operei din București a fost un balet, Spărgătorul de Nuci, de Tchaikovsky. Astfel că vin în fața dumneavoastră nu cu o cercetare la rece, ci voi aduce cumva, vrând nevrând, viziunea mea personală asupra acestei capodopere. Nu vreau să vă plictisesc foarte mult cu detalii de ordin biografic, mai ales că aici nu e vorba de o lecție de istorie a muzicii sau a operei și nu e vorba nici de o lecție de teatrologie sau de istoria teatrului. Înainte de a vă face cunoștință cu personajele și acțiunea acestei opere, trebuie să vă spun de ce m-am gândit eu că titlul întâlnirii ar trebui să fie Comedia de l'arte întâlnește muzica în Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini. Explicația este tot biografică. Cu ceva ani în urmă, colegul și bunul meu prieten Alexandru Darie, unul dintre marii regizori ai scenei românești, m-a invitat să văd trupa lui Strehler, invitată la Teatrul Bulandra pentru spectacolul Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni. Personajul lui Strehler, care stătea mereu cu textul în față, în avanscenă, rolul acesta al regizorului în act foarte asemănător cu ceea ce face dirijorul la operă, era ocupat de un membru al trupei lui Strehler. Nu am avut privilegiul de a-l vedea chiar pe Strehler, dar spectacolul era cu siguranță regizat de el și am amintirea unui Arlecchino fenomenal. Am rămas în primul rând uimit de virtuozitatea jocului actorilor. Era un tip de spectacol pe care eu nu-l mai văzusem până atunci. Ei bine, urmărind acest spectacol, mi-a încolțit o idee în minte. Mi-am dat seama că unul sau două personaje seamănă teribil de mult cu personajele din Bărbierul din Sevilla, spectacol pe care îl dirijam frecvent pe scena Operei Naționale din București, Figaro și Don Bartolo. Și, ca în cazul unei revelații, ideea a început să se sistematizeze în timp ce mă uitam la spectacol. Am început să văd în ansamblu toate personajele și să-mi dau seama că ceea ce dirijam eu la operă era, de fapt, comedia de l'arte pusă pe muzică de un compozitor genial, Gioachino Rossini. De aici vine acest titlu al întâlnirii noastre. Și nu cred că este o alăturare forțată, pentru că sunt sigur că Rossini, ca un om de teatru, era perfect conștient de această moștenire și tradiție pe care o înnoia și o ducea mai departe, acestui fenomen care se numea comedia de l'arte. Ca eveniment cultural în istoria spirituală a umanității, a contat enorm și ceea ce vedem noi pe toate scenele din lume, ar fi arătat astăzi cu totul diferit fără comedia de l'arte. Rossini s-a născut în 1792,
la Pesaro, în Italia, și a murit în 1868 la Paris. La fel ca și în cazul lui Verdi, la moartea lui Rossini, circulația pe străzile Parisului s-a cam încurcat. Rossini era venerat și adorat, deși nu mai scrisese nicio operă în ultimii 37 de ani. Rossini provine dintr-o familie de muzicieni. Există mărturii din epocă unde se spune că micul Rossini, de 90 ani, susținea recitaluri în calitate triplă de pianist, violoncelist și cântăreț. A început să scrie opere la o vârstă foarte fragedă, până la 21-22 de ani compusese deja 10 opere. Și nu erau un moft, ci erau lucrări cu valoare muzicală certă. Nu erau geniale, precum cele despre care discutăm noi aici. Cele geniale apar cât de curând. În 1816 are premiera spectacolului Bărbierul din Sevilla. Premiera a avut loc la Roma, la Teatrul Argentin. Nu a fost o premieră foarte reușită. Se pare că și cântăreții au avut ceva probleme cu stăpânirea partiturii tânărului compozitor. Partiturile lui Rossini rămân și în ziua de astăzi foarte greu de interpretat din punct de vedere tehnic. Îi solicită pe cântăreți într-un fel în care, sigur, în 1816 nu-i mai solicitase nimeni. E vorba de un stil de a compune și de a simți muzica de operă care a rămas în istorie sub titulatura de bel canto. Majoritatea publicului de operă, când aude bel canto, își imaginează, să zicem, Casta Diva interpretată de Maria Callas, o melodie care plutește în continuu deasupra lumii. Aceasta este, de fapt, o moștenire mozartiană din bel canto. Bel canto reprezintă construcția unor linii melodice desăvârșite și duse până la acea maestrie care dă senzația unei melodii suspendate. Bel canto înseamnă o serenitate aproape inumană, degajată de melodie și totodată o virtuozitate extraordinară care se cere interpreților în pasaje rapide sau în ansamblu, cum spunem noi în lumea operei, adică în locurile unde sunt chemați să cânte mai mulți cântăreți deodată, eventual împreună cu corul, acompaniați de orchestră. Rossini era capabil să aglomereze spațiul muzical cu atât de multe evenimente, astfel încât densitatea materiei muzicale devenea extraordinară, ducând până la limitele posibilității vocii umane. În primul rând, sopranelor și tenorilor, adică vocilor înalte, li se cerea să atingă niște note de o înălțime neobișnuită. Există soprane în opere de Rossini cărora li se cere să atingă nota fa contraacut. Este în orice caz foarte solicitant. De ce nu a avut foarte mare succes premiera, deși conținea toate elementele pe care le conține și azi? Nu s-a scos și nu s-a adăugat nimic din textul muzical de Rossini. Era aceeași muzică genială. Problema era mai degrabă una de marketing. Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, unul dintre cei mai importanți compozitori și un fel de lider de școală de compoziție era considerat Giovanni Paisiello. Deși poate nu vă spune mare lucru la acest nume, Giovanni Paisiello și are un loc bine meritat în istoria operei și a compus pe vremea când Rossini avea 2-3 ani o operă care se numea Bărbierul din Sevilla, inspirată din una dintre piesele ce constituie trilogia lui Beaumarchais, Bărbierul din Sevilla, Nunta lui Figaro și La mer cu Pable. Mozart pusese înainte pe muzică în 1785 Nunta lui Figaro, iar Paisiello s-a gândit că ar fi loc să încerce să adapteze pe muzică textul primei piese a trilogiei, Bărbierul din Sevilla. A făcut-o cu un succes remarcabil, opera aceasta având o muzică valoroasă. Rossini și-a ales la rândul său acest text de Beaumarchais, motiv pentru care toată lumea l-a considerat nebun, fiindcă era foarte tânăr și îndrăznea să vină pe același palier de subiect cu marele maestru care era Paisiello. Rossini s-a gândit la acest lucru și a propus să schimbe numele din Bărbierul din Sevilla în Alma Viva, o sia l'inutil precauțiune, după unul din personajele cheie din această operă și cu referire la precauțiile inutile pe care le ia un tutore bătrân, astfel încât pupila sa să nu se căsătorească cu tânărul pe care îl iubește. În primul rând a existat această problemă, venită din tabăra conservatorilor, a oamenilor de specialitate din lumea de operă de la Roma, care erau ostili din principiu acestei muzici pe care o creează Rossini fără să fie ascultat-o vreodată. Pe de altă parte, dificultatea partiturii lui Rossini depășea cu mult media din punct de vedere tehnic pe care o putea atinge un cântăreț al acelor vremuri. În consecință, un text prost citit, prost învățat, nu foarte bine înțeles și o tabără ostilă ce ridica din numeri disprețuitoare la fiecare acord au determinat ca premiera operei să nu fie un succes.
Rossini a considerat că a știut foarte bine ce a scris acolo, lăsându-se pradă unei inspirații extraordinare. Capodopera aceasta a fost scrisă în 2 săptămâni, cu toate elementele legate de cântăreți, orchestră, partitură. Există și o anecdotă legată de acest fapt, în care se spune că Paisiello, auzind că Rossini a scris o operă cu același nume în doar 2 săptămâni, a spus grav și rămas pe gânduri: "Da, am auzit că scrie lent." Pe vremea aceea, operele erau bunuri de consum, nu așa cum le considerăm noi astăzi, bunuri imuabile ale culturii universale. Ei bine, pentru Rossini și pentru societatea celor care ascultau în sală, opera aceasta era un bun de consum, la fel cum suntem și noi astăzi față de alte tipuri de produse culturale. Rossini nu s-ar fi gândit că undeva în 2010, undeva în Europa de Est, avea să se cânte opera lui. Universalitatea limbajului lui Rossini este un subiect în sine. Rossini a crezut în istoria operei, a reprogramat-o și s-a asigurat că toate repetițiile sunt făcute așa cum trebuie, că toți oamenii din orchestră și soliștii au înțeles ceea ce el a scris în partitură. A rămas chiar o mărturie care dă un răspuns clar unei dispute create în lumea operei cu privire la interpretarea operelor lui Rossini. El era de față la repetiții și nu se sfia chiar să se așeze la clavecin, să acompanieze el însuși atunci când dorea ca soliștii să cânte așa cum vrea el și insista să se cânte cu acuratețe exact ce a scris, nimic în plus, nimic în minus. Aici intervine o mare problemă, deoarece stilul bel canto este văzut de interpreții de operă din întreaga lume ca un stil permisiv în ceea ce privește improvizația. Pot apărea pasaje care nu sunt neapărat scrise în partitură, dar care se încadrează din punct de vedere ritmic, armonic și melodic cu ceea ce a gândit compozitorul și vin să înfrumusețeze ca niște broderii discursul muzical. Rossini, împotriva acestei interpretări a stilului bel canto și fără a ști că pune bazele unei alte tradiții, era foarte pragmatic și nu voia să se cânte decât ceea ce era în partitură. Rossini a avut încredere în ceea ce a compus. Și după a doua lansare a operei, aceasta și-a câștigat un loc bine meritat în galeria operelor de top din întreaga lume. Înainte de a trece la subiectul operei, trebuie să mai știți câteva lucruri despre Rossini. La numai 23 de ani a fost numit directorul unui teatru de operă, considerat cel mai rafinat teatru din Italia la vremea aceea, Teatrul San Carlo din Napoli, un monument arhitectural și un simbol cultural al Europei. Rossini era directorul artistic al teatrului, dar problema era că impresarul general al teatrului, cu o capacitate uimitoare de a fi corupt, a atras discreditarea rapidă a echipei de la San Carlo. În orice caz, experiența i-a servit lui Rossini, rămânând toată viața un bun organizator. După aceea, în 1824, Rossini ia decizia de a se muta la Paris. Nu a fost o decizie din capriciu, ci o hotărâre generată de faptul că se terminaseră războaiele napoleoniene, câștigase Sfânta Alianță, Imperiul Habsburgic pusese stăpânire pe jumătatea de nord a Italiei și își disputa cu Spania anumite teritorii. Iar Italia era un stat divizat și fărâmițat, fără niciun fel de forță politică demnă de luat în seamă. Cenzura începuse să se manifeste din ce în ce mai tare în ceea ce privea creațiile scenice. De acest lucru s-a lovit ani mai târziu Giuseppe Verdi, care a trebuit să schimbe situații, nume și locuri întregi din librete pentru a fi pe placul cenzorilor. Rossini, la rândul lui, a fost pus în fața situației de a modifica bucăți întregi din libret, replici ale personajelor sau momentele acțiunii despre care se considera că afectau prestigiul familiei imperiale sau al bisericii. Rossini trebuia să scape de această povară, la fel ca și tânărul Donizetti, și pleacă la Paris, care era o capitală cosmopolită și liberală. Ajuns la Paris, Rossini scrie opere pe librete în limba italiană. Ultima sa operă, Guillaume Tell, este compusă în 1829, 5 ani mai târziu, după ce se stabilise la Paris. Din 1830, când a avut premiera operei Guillaume Tell, până în 1868, Rossini nu a mai scris nimic. Operele pe care le scrisese înainte și faima căpătată îi adusese o avere considerabilă. A murit la 74 de ani în urma unui atac de apoplexie într-o seară de noiembrie. A avut o viață fericită, alături de prieteni și lipsit de neajunsuri. Mai mult, avea o pasiune. Era talentat la gastronomie, recunoscut de mari bucătari ai vremii pentru talentul său. Vă sfătuiesc că dacă mergeți vreodată într-un restaurant de lux să cereți un à la carte și să căutați în meniul respectiv Tournée de Rossini. Este creația compozitorului.
Foarte interesant este că în timpul acesta Rossini nu a mai scris nimic timp de 37 de ani. A murit plin de glorie și admirație. Atunci când Rossini mergea la operă, toată lumea se ridica și l-aplauda când intra în lojă, deși în scenă se punea cu totul altceva, nu opera lui. Există multe variante pentru a explica de ce Rossini nu a mai scris. Eu cred că a avut suficientă inteligență pentru a-și da seama că rolul lui se încheiase. Că locul unde trebuia să ducă el istoria muzicii era chiar cel în care se afla atunci și dacă ar fi forțat lucrurile mai departe, nu ar fi devenit decât un al doilea Paisiello. Am ajuns la această idee ca dirijor, fiindcă a ajuns să recunoști trăsăturile de caracter ale unui compozitor sau ale altuia din felul în care compune muzica. Felul în care scria Rossini este ca o amprentă personală și diferă foarte mult, spre exemplu, de Donizetti. Dacă ți se aduce în față o partitură deschisă pe care nu o recunoști, realizezi că este de Rossini din felul în care este scrisă. Acțiunea operei nu este foarte complicată, se poate povesti repede. Avem următoarele personaje. Contele Almaviva, Junele Prim, Figaro, ceva mai matur decât contele, lucru ce se deduce și din regimul vocilor, Rosina, o tânără orfană, aproape de vârsta majoratului, provenită dintr-o familie cu stare, Don Bartolo, tutorele Rosinei, care nu este nici părinte și nici ruda Rosinei, personajul caragios tipic comediei de l'arte, gândind să reprezinte generația de modă veche, care gândea după șabloane prăfuite. Don Basilio, profesor de muzică, unul dintre cele mai ridicole personaje ale operei. Mai există de asemenea personajele secundare, un sergent cu un pluton de soldați, Fiorello, personajul care deschide opera, un servitor al contelui. Figaro este chiar bărbier, nu este o figură de stil. Era bărbier, dar în același timp făcea o mulțime de lucruri foarte eficient. Spre exemplu, mijlocește întâlniri între tineri care urmează să se căsătorească. Era cunoscut de toată lumea din Sevilla pentru aceste mici servicii pe care le făcea diferiților oameni. Tot referitor la personaje, trebuie să vă spun un lucru important înainte de a reda acțiunea. Să nu vă scandalizeze anumite atitudini stereotipe, câteodată până la platitudine ale personajelor, deoarece comedia de l'arte, la fel ca și opera bufa, este caracterizată de acest fixism al personajelor. Nu întâlneai personaje supuse unui proces de transformare sub ochii spectatorilor. Astfel, dacă aveai, ca în cazul lui Don Bartolo, personajul bătrânul ridicol, gras, care vrea să se căsătorească cu Juna de 19 ani pentru averea ei, atunci personajul acesta rămânea așa până la final. Nu exista niciun moment care să-l scuture și care să-i arate un alt plan al existenței unde banii nu sunt așa de importanți. La fel se întâmplă și cu toate celelalte personaje. În ceea ce privește uvertura operei, aceasta este una dintre cele mai celebre bucăți muzicale. Interesant este că uvertura aceasta nici măcar nu a fost scrisă pentru opera Bărbierul din Sevilla, ci pentru o operă anterioară lui Rossini, Elisabeta, regina Angliei. Ultimul lucru pe care un compozitor îl scria la o operă era uvertura, deoarece putea să introducă în uvertură teme de pe parcursul operei. Temele din uvertura operei Bărbierul din Sevilla, care apar în opera Elisabeta, regina Angliei, dovadă că Rossini chiar a scris uvertura pentru această operă. Și există și propria lui mărturie că uvertura este anterioară operei Bărbierul din Sevilla. Nemai având timp, vă reamintesc că Bărbierul din Sevilla a fost scris în 2 săptămâni. Rossini a preluat o uvertură mai veche. Se deschide cortina și suntem în dimineața de vreme, înainte de răsăritul soarelui în Sevilla. Se vede o casă cu balcon și sub balcon o ceată de oameni cu pelerine și pălării negre trase pe ochi. Dintre ei se distinge prin ținută și prin statură contele Almaviva, îmbrăcat la rândul lui în negru. Ei veniseră să cânte la balconul Rossinei un fel de serenadă care are loc dimineața înainte de răsăritul soarelui, o matinată, cum spunem. Contele o văzuse la Prado, deci la Madrid, pe această Rosina, însoțită de Bartolo și se îndrăgostise de ea. A aflat unde locuiește și a strâns un grup de muzicieni care să-i cânte Rossinei la balcon. Nu se întrevede nicio mișcare după acest cântec, contele este dezolat. Muzicienii sunt concediați și încep să ceară bani. Contele aruncă niște bani pe jos și are loc o vânzoleală asemeni tuturor ieșirilor din scenă ale operelor bufe ale lui Rossini. Deodată din culise se aude cavatina bărbierului. Contele îl recunoaște pe Figaro, pe care îl cunoștea de dinainte, și îl oprește din drumul său. Figaro îl întreabă pe conte ce se întâmplă și ce caută la ora aceea acolo, iar contele începe să-i povestească despre Rosina.
Figaro îl dojenește, spunându-i că nu așa o va cuceri. Acesta îi spune contului să compună un text pentru Rosina, în care să-i cânte ceva care să-i meargă direct la inimă. Contele începe o melodie mult mai plină de simțire, iar Figaro îl acompaniază la chitară. Rosina apare la balcon fără să spună nimic și îl ascultă pe Alma Viva. În cântecul pe care îl improvizează, contele, dorind să fie iubit pentru ceea ce este el ca persoană și nu ca statură socială sau ca poziție materială, ascunde faptul că este un conte și se prezintă ca fiind Lindoro, un tânăr cu mijloace materiale modeste. La sfârșitul cavatinei, Rosina lasă să-i scape de la balcon un bilet și dispare repede în casă. Cei doi rămân ușor confuzi și decid să încerce să intre în casă, fiindcă Rosina scria că vrea să-l cunoască pe acest Lindoro, dar nu știe cum să o facă deoarece tutorele ei, Bartolo, o ține prizonieră din cauza banilor și are de gând să se însoare cu ea odată ajunsă la vârsta majoratului, tocmai pentru a intra în posesia averii ei. Alma Viva ia foc și vrea neapărat să intre în casă. Aici începe un duet foarte frumos între Figaro și Conte, în care ei pun la cale cum să intre în casă, dar fără a dezvălui identitatea lui Alma Viva. Până la urmă, Figaro ajunge la următoarea idee, ca Alma Viva să se prezinte drept un ofițer care a fost încartiruit în casa lui Bartolo. Acest lucru este unul absolut obișnuit în momentul în care trupele treceau printr-un oraș. Ofițerii erau cazați în locuințele civililor din oraș, iar civilii erau obligați să-i primească îngăzduire pe acei ofițeri, să le ofere adăpost și masă. E adevărat că se întâmplau astfel numeroase abuzuri, dar se și făceau căsătorii din când în când. Figaro îl îndeamnă pe conte să intre, prezentându-se ca ofițer și pe deasupra să se prefacă a fi beat, iar apoi să o răpească pe Rosina. Cei doi ies din scenă, contele merge să se deghizeze și astfel se termină primul tablou din primul act. În al doilea tablou intrăm în interiorul casei lui Don Bartolo, unde o găsim pe Rosina singură cântând una voce poco fa, spunând că în urmă cu puțin timp, o voce a făcut-o să tremure. Că inima nu îi mai știe să bată regulat din cauza lui Lindoro, are astfel loc cavatina Rosinei, în care ea îi scrie o scrisoare lui Lindoro. Astfel, în această bucată, personajul se prezintă singur, ca în toate operele bufe. Rosina spune câteva cuvinte despre ea și aflăm că este o fire temperamentală și totodată docilă și ascultătoare. Dar până în clipa în care este călcată pe coadă. Personajul Rosinei este viitoarea contesă din nunta lui Figaro, soția contelui Alma Viva. Apare Figaro, care era un obișnuit al casei, bărbierul personal al lui Bartolo și totodată om de încredere, astfel că venirea lui nu e deloc ieșită din comun. Are loc un duet între Rosina și Figaro, în care foarte pe fugă Figaro îi spune fetei că el are un văr, Lindoro, care este îndrăgostit de ea și care așteaptă un semn sau o scrisoare de la aceasta. Rosina pare să ezite, dar scoate apoi imediat scrisoarea deja pregătită. La ieșirea din scenă a acestor două personaje apare Don Bartolo alături de Berta, menajera. În scenă își face apariția și Don Basilio, profesorul de muzică, bun prieten cu Bartolo, amândoi înfrățiți în josnicia și meschinăria mijloacelor cu care au răzbit în viață. Don Basilio îl avertizează pe Bartolo că umblă vorba prin Sevilla că a apărut contele Alma Viva și ar trebui să aibă mare grijă de Rosina. Bartolo spune că nu știe ce ar putea să facă dacă ar veni contele pentru Rosina, iar Don Basilio îl sfătuiește să-l calumnieze pe conte. Lui Bartolo îi se pare de neconceput, dar Don Basilio îl convinge că lumea îl va crede până la urmă, cu cât îl va calumnia mai tare pe conte. După ce Basilio pleacă, se aud bătăi puternice în ușă și strigăte. Este Alma Viva deghizată în ofițer. Aici, de la o mântare la alta, interpretarea diferă în sensul că Alma Viva și ia rolul în serios și intră cu o sticlă din care bea sau pur și simplu se preface că e în stare de ebrietate. Bartolo este stupefiat. Nu înțelege ce e cu nou venitul. Alma Viva flutură în fața lui Bartolo o hârtie pe care însă nu îl lasă să o citească și spune că trebuie să-l cazeze. Don Bartolo spune că el este doctor și din acest motiv este scutit, lucru la care nu se gândiseră înainte nici Figaro și nici contele. Aici, la sfârșit de act întâi, este un balamuc total, moment ce reflectă perfect modul în care înțelegea Rossini opera bufă. Alma Viva face un scandal monstruos într-una din reprizele în care Bartolo căuta grăbit printre hârtii biletul care atestă că el nu e nevoit să primească ofițerii din garnizoană în cartiruire și profită de acest moment pentru a-i zice repede Rosinei că el este Lindoro. Bartolo îi cere Rosinei să plece imediat la ea în cameră, că nu are ce căuta acolo, unde se află și ofițerul.
Totul devine un haos, la un moment dat apărând chiar și Figaro, neînțelegând ce e cu acea hârmălaie care a tras în fața casei întreg orașul. Se ajunge într-un punct culminant în care Bartolo trimite garda orașului după sergent, care vine să-l evacueze pe ofițerul scandalagiu. Câteodată, în funcție de regie, acest punct culminant este marcat de un foc de pistol tras în aer de către sergent. Începe din nou haosul în care toți încearcă să-i spună sergentului ce s-a întâmplat. Sergentul îi spune contelui să-l însoțească urmând să fie arestat. Almaviva își folosește ultimul atu pe care îl mai avea. Îl trage deoparte pe sergent și arată inelul de conte în moment în care sergentul îngheață. Deasupra contelui, aflându-se din punct de vedere ierarhic, doar regele Spaniei. Spre stupoarea lui Bartolo, care nu a văzut gestul lui Almaviva, toți soldații iau poziția de drept, după care se retrag alături de sergent. Bartolo nu înțelege absolut nimic în acest moment. Bartolo nu înțelege nimic în acest moment de timp înghețat. Un stop cadru, după care se declanșează streta finală, ca un fel de morișcă ce se învârte din ce în ce mai repede, unde fiecare solist introduce cât mai multe silabe pe o cât mai mică durată de timp, în stilul spezzato, ceea ce dă un efect comic general. Se spune că la una din repetițiile pentru Barbierul din Sevilla, Rossini era în sală alături de un asistent. Se repeta finalul actului întâi, când asistentul s-a apropiat de Rossini și i-a spus, ușor jenat, văzându-l mai ales pe compozitor foarte încântat de ceea ce se întâmplă pe scenă. Și temându-se să nu se supere, că îi se pare un balamuc total. Iar răspunsul lui Rossini a fost perfect. Exact asta am și vrut. Cortina se lasă peste haosul vesel, făcând ca acesta să se dezvolte să se rezolve în vreun fel. Actul al doilea are o structură ceva mai simplă. Contele Almaviva decide să facă o nouă încercare la casa lui Bartolo, de data aceasta deghizat ca un pretins ucenic al lui Don Basilio, profesorul care obișnuia să vină pentru a-i da lecții de canto Rossinei. Se prezintă cu numele de Don Alonso și spune că Don Basilio este acasă, bolnav, și l-a trimis pe el să facă lecții de canto cu Rosina. Bartolo îl poftește, apare și Rosina, fără prea mult chef de ora de canto, până când își dă seama cine era așa zisul ucenic. Între timp apare și Figaro, urmând aici să aibă loc scena definitorie a operei, care dă titlul compoziției, în care Figaro vine pentru a-l bărbieri pe Don Bartolo. În timp ce Rosina ia lecții de canto, Don Bartolo e bărbierii de Figaro, care încearcă să-i atragă atenția lui Bartolo pentru a-i lăsa pe cei doi tineri să poată vorbi între ei. Figaro începe să-i spună tot felul de prostii pe care Don Bartolo nu le înțelege, apoi atunci, la ușă, apare Don Basilio, sosit pentru lecția de canto cu Rosina. Bartolo nu înțelege de ce Don Basilio l-a mai trimis pe ucenicul său. Almaviva insistă zicându-i lui Don Basilio să-și aducă aminte cum el l-a trimis. În toată această confuzie, Almaviva îi strecoară o pungă cu banul lui Basilio și îi spune că e palid și frige și că ar trebui să se întoarcă acasă. Basilio primește banii, dar nu înțelege prea bine ce se întâmplă și pleacă destul de confuz, înainte ca Bartolo să-l bănuiască pe Don Alonso că ar fi un impostor. Almaviva și Rosina reușesc să vorbească, dar la un moment dat, din neatenție, Almaviva scapă o vorbă cu voce mai tare, lăsând să se audă cum îi spune Rosinei să se pregătească, fiindcă în seara aceea vine să o răpească. Almaviva ajunge astfel să se dea singur de gol, Bartolo auzindu-i și dându-și seama că tânărul nu este ucenicul lui Basilio. Bartolo se aștepta ca în seara aceea tânărul să vină să ropească pe Rosina și astfel el să pierdă averea pe care o pândea. Se duce să aducă garda și mai mult de atât hotărăște alături de Basilio că dacă vor să zădărnicească planurile contelui, trebuie să aducă și un notar. Avea de gând să se căsătorească tocmai în acea seară cu Rosina pentru a fi sigur că a pus mâna pe averea ei. Apar contele și Figaro, intră în casă și o găsesc pe Rosina complet furioasă, pentru că înainte să plece, Bartolo i-a arătat o așa zisă scrisoare. Rosina și închipuie că Lindoro, cel de care s-a îndrăgostit ea, vărul lui Figaro, va veni împreună cu Figaro să o răpească, dar nu ca să se căsătorească cu ea, ci ca să o ducă lui Almaviva. Rosina este de-a dreptul furioasă și când cei doi intră, nu mai vrea să plece nicăieri cu ei. Contele nu înțelege de unde a apărut această schimbare de atitudine. Până la urmă, se lămurește totul, fiindcă ea spune că ei vor să o ducă de fapt la contele de Almaviva, iar el o liniștește mărturisindu-i că el este contele Almaviva. Are loc astfel această devoalare a personajului, în urma căreia vine notarul chemat de Bartolo. Figaro îl cheamă repede pe notar să-i căsătorească pe cei doi, lucru care se și întâmplă. După ce s-au semnat actele, apare Bartolo însoțit de gardă. Rosina îi spune că stă alături de soțul ei, lucru pe care Bartolo îl înțelege în cele din urmă.
Iubirea dintre cei doi tineri a depășit toate precauțiunile sale inutile, de aici și titlul operei ales de Rossini. Asta a fost pentru azi, vă aștept săptămâna viitoare cu o nouă poveste. Să aveți o săptămână minunată!